mama este cel mai frumos nume. Cel mai frumos cuvânt. Cuvântul cu care începi viața și cuvântul cu care sfârșești viața. Mama este atât de unică pentru fiecare dintre noi. Oare cum ai descrie mama într-un singur cuvânt? Ei au încercat. Dacă țineți minte, acum câțiva ani am făcut de la Rema treaba asta, am pus bărbații să-și descrie soțiile într-un singur cuvânt. Am știut că bărbații nu au prea multe cuvinte la ei. Și dacă țineți minte, ne-am străduit să vorbim despre soțiile noastre um, într-un singur cuvânt. Dar gândește-te ce înseamnă pentru tine, nu numai cuvântul ăsta mamă, ci ce înseamnă noțiunea de mamă pentru tine. Cât de important este pentru viața ta mama? Acum um, vreo două luni eram în Statele Unite cu feciorul meu David și după vreo săptămână acolo ieșeam dintr-un magazin și se uită la mine și spune, tata, nu te supăra, dar fără mama, e plictiseală. Nu te supăra, e ok cu tine, totul e fain, dar fără mama e cam plictiseală. Și am zis, băi, David, mi-ai luat cuvântul din gură. Păi cum să te plictisești, tată, că dacă stai puțin jos, îți spune, da, gunoiul ăla nu se duce singur. Becul ăla nu se schimbă. Nu? Vezi că mopul ăla trebuie, nu? trebuie să schimb filtrul la aspirator, e mizerie în curte. Nu vă mai spuneam eu, cred că familiilor nu mai spuneam. Soțiile au senzor, de fiecare dată când stai jos, se activează ceva. Și prin urmare, nu pot să fie plictiseală cu ele, nu? Dar hai să ne imaginăm puțin astăzi cum ar fi lumea fără Eva. Pentru că știm foarte bine, Dumnezeu l-a creat pe Adam și Adam, după ce a numit toate animalele, la un moment dat s-a plictisit maxim. Cum ar arăta oare femeie, lumea asta fără femeie? Cu siguranță mult mai liniștită, dar probabil foarte plictisitoare. Nu e așa? Probabil că noi bărbații am avea toate casele aceeași culoare. N-ar mai fi decât o singură culoare la magazine N-ar mai trebui mai multe. Am auzit că ele au fost îmbrăcate pastel. N-am auzit în viața mea de chestia asta. Îmbrăcate pastel. Mi-aș fi dorit să fie o muscă. Să văd ce înseamnă pastel. Um. Vestitul cântăreț american, James Brown, avea o melodie faimoasă. Um, This is a man's world. Aceasta este o lume a bărbaților. Dar replica este tot a lui. Zice, but, but you'll be nothing without a woman or a girl. Ar fi nimic fără o femeie sau fără o fată. Nu-i așa? A, am simțit asta... Nu știu câți băieți înțeleg ce spune acum. Am simțit asta în clasele primare. Când... Am realizat că atunci când sunt fete în tribune care te încurajează, alergi altfel. Triblezi altfel. Nu? Totul se schimbă, nu-i așa băieți? N-ai știu ce mesi zace în tine până în liceu, fata care te simpatiza era acolo și uh, te susținea de pe margine. Serios, cum ar fi lumea fără femeie? Probabil că Adam ar fi fost un pescar și un vânător împătimit, un cititor incredibil. Ce să faci cu tot timpul ăla? Gunoiul, ce le -am, tot ce am enumerat, trebuie să citești, ce să mai faci altceva. Un gentleman desăvârșit, știți foarte bine că cuvântul gentleman se referă întotdeauna la ac acțiunea pe care o ai față de o femeie. Deci dacă n-ar fi fost femeie, erai un gentleman desăvârșit, erai perfect. Da? Dar niciodată împlinit. Pentru că Biblia spune că Adam avea tot ceea ce îi trebuia. Era perfect, creat de Dumnezeu ca să trăiască veșnic, extraordinar, într-o grădină frumoasă, avea o mulțime de treabă, dar nu era deloc împlinit. Pentru că Dumnezeu spune, nu este bine ca bărbatul să fie singur. Nu este bine. Bărbatul ori e ca apostolul Pavel, și el a fost unul singur. Hello? Unul singur a fost, da? Care s-a dedicat predicării și slujirii. Ori este legenda călărețului singuratic. Știți, călărețul singuratic mergea pe un cal, dar nu vă mai spun că oricum e un basm, e o legendă. Da? Bărbatul nu este creat ca să fie singur. Unii teologi spun că Adam a mâncat din fruct ca să nu trăiască fără Eva, fiindcă o iubea. Însă ce bine că a mâncat și Adam, fiindcă sunt lucruri pe care numai Eva le poate face. V-ați gândit la asta? Sunt lucruri pe care numai Eva le poate face. Ce poate face oare numai femeia? Sunt unii care ar spune că ea poate să vorbească despre două persoane deodată și să pretindă ca soțul să înțeleagă. Dar realitatea este că sunt niște lucruri pe care numai Eva le poate face, numai femeia. Știu că trăim într-o societate în care vorbim foarte mult de egalitate de gen și de faptul că femeia poate să facă tot ce face bărbatul și viceversa. Ați venit la biserică să auziți adevărul, asta este o minciună, nu poate să facă femeia ce face bărbatul și viceversa. Sunt niște lucruri specifice pe care numai femeia le poate face, numai bărbatul le poate face și asta face frumusețea. De asta Adam n-a fost complet, atunci când era singur. Pentru că sunt niște lucruri pe care numai Eva le poate face. Ca de exemplu, numai Eva poate să nască. Unii o să zică, da, mare secret. Vreau să vă spun că în societatea noastră trebuie să spunem clar și răspicat treaba asta. Oamenii au avansat în știință, dar și în prostie. Și trebuie să le spui clar și răspicat că numai Eva poate să nască. Din Geneza, din primele capitole, acolo scria că Adam s-a împreunat cu nevastă și a, și a născut de aceea, căsătoria poate să aibă sens numai între o femeie și un bărbat. Pentru că așa ne mulțim și noi. Prima poruncă a fost: înmulțiți vă Populați pământul! Și asta nu se poate, Adame, de unul singur. Nici Adam, nici Steve, ci numai Adam și Eva. Femeia este singura care a primit această, acest dar extraordinar. Știu că trăim într-o lume în care parcă suntem dinozauri, pentru că toți gândesc foarte progresiv, dar noi trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt. Eva a fost aleasă și hăruită de Dumnezeu să nască. Apoi ea este singura care poate crea o linie genealogică. Da? Matei, capitolul 1, avem toată linia genealogică a lui Hristos și acolo, între bărbații importanți, o găsim și pe Tamar, Rahab, Ruth și Maria. Femeile extraordinare care au făcut parte din linia genealogică a lui Isus. De altfel, Hristos a fost profețit de Dumnezeu în grădina Edenului când au spus că prin sămânța femeii va veni mântuirea. Numai femeia putea să aducă pe acest pământ sămânța cu sămare care este Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele său. Așa că sunt niște lucruri pe care numai femeia le poate face. Și astăzi, dragi doamne și domnișoare, vreau să vorbesc despre femeia deosebită, femeia extraordinară. Cornelescu traduce și spune, femeia cinstită. E un cuvânt sărăcăcios. Mă duce cu gândul la că ți-a dat rest că trebuie la alimentară. Femeia cinstită. Uh. Cuvântul uh, în ebraic este kail, și care, care înseamnă foarte multe lucruri. Înseamnă puternică, cu substanță, determinată, valoroasă, virtuoasă. Asta, asta este cuvântul acolo. Asta este femeia din proverbe 31. Este femeia care își zidește casa. Este, draga mea, ascultă mă înainte să citesc textul, este responsabilitatea ta să menții pacea în casă tu ești cea hăruită de Dumnezeu să poți să faci lucrul acesta, să-ți zidești casa. Asta este responsabilitatea ta. Ia ascultați cum trebuie să arate o femeie, cum am spus, deosebită, nu numai cinstită. Proverbe 31 cu 10. Cine poate găsi o femeie deosebită, cinstită? Ea este mai depresă decât mărgăritalele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zile veții sale. Ea face roz de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Este ca o corabie de negoți, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă de hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără din rodul muncii ei să dește o vie. Ea și încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Asta este dovada biblică că este recomandat pentru femeie să meargă la sală. Vede că munca îi merge bine. Lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei în fusul. Ea și întinde mâna către cel nenolocit, își întinde brațul către cel lipsit, nu se teme de zăpadă pe casa ei, că și toată casa ei este îmbrăcată în cărămiziu, ea își face învelitori, are haine de insubțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării. Ai auzit? Tu îl ridici sau tu îl cobori. Mm -hmm. Ca bărbatul tău să fie cinstit, văzut de bine, între dregători, între lideri. El trebuie să fie susținut de tine. Ea face cămăși le vinde și dă cingător negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Nu este surprinsă de adolescentul care are anumite lucruri nepotrivite pe telefon. Ea știe ce se întâmplă în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fie ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se tăme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății Amin. Răsplătiți-o, auziți, știți, asta înseamnă că o las să ducă la shopping. E ok și la Pepco, nu-i problemă, dar las-o să ducă la shopping. Ok, asta înseamnă să o răsplătești. Vedeți, un bărbat poate construi o casă, dar o femeie o face să fie acasă. Un tată poate pune un acoperiș tare, dar o mamă îi face pe copii să se simtă în siguranță. Un soț poate fi puternic, dar o soție îi amintește de ce trebuie să fie așa. Un bărbat poate pune mâncare pe masă, dar o femeie o poate transforma într-o masă de familie. Preaibiților, mulți dintre noi venim din niște backgrounduri. am crescut cumva considerând femeia ca ceva mai slab. Eu vreau să vă spun că ceea ce spunea Pavel acolo nu are de-a face, și v-am mai spus eu asta, nu are de face cu calitatea materialului, că e mai slab, se sparge mai repede, e mai sensibilă. Nu, nu, nu are de-a face cu calitatea neapărat. Ci el vorbește acolo de modalitatea prin care ea este diferită. Vedeți, o față de pernă poate să fie tare, de să tragi două mașini cu ea, dar e foarte aspră sau poate să fie foarte fină. Vedeți? E vorba de calitatea pe care o are femeia, pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ceea ce spune Pavel și despre care se vorbește mai puțin este faptul că femeia este slava bărbatului sau gloria bărbatului. Auzi ce spune în 1 Corinteni 11 cu 7? Bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Ea este doxa, Strălucirea, frumusețea, superlativul bărbatului. Biblia ne spune că femeia este slavă bărbatului, la fel cum gloria lui Dumnezeu nu are cum să fie inferioară lui Dumnezeu. Așa sunt femeile pentru bărbați. De fapt, vă întreb eu, ce este gloria decât înfățișarea a tot ce este mai strălucitor? Astfel, femeia arată în mod unic. Ceea ce a creat Dumnezeu și ea este cel care îl face pe bărbat să arată bine, adică să arate glorios. Ea este slava femeii, o nevastă o, bărbatului. O nevastă de Proverbe 31. Scoate din bărbat tot ce este mai bun. Nu, nu l-a figurat, la propriu. Da? Îl încurajează, îl susține, îl ajută, îl aplaudă îl îmbărbătează, îl duce cu capul în nori și l-aduce imediat pe pământ. Ca să nu cumva să rămână acolo. Vedeți, Dumnezeu a ales pentru vremuri extraordinare femei extraordinare. Pentru că Dumnezeu a făcut tot ce mai frumos în femeie. Și, dragile mele, vreau să vă spun că ați fost alese pentru vremurile astea cruciale, pentru vremurile astea grele prin care trăim. Voi ați fost alese de Dumnezeu să trăiți acum, să nașteți și să creați o linie genealogică. Voi aveți această alegere specială din partea lui Dumnezeu. Astăzi când industria pornografică vrea să vă cucerească bărbații, astăzi când lumea va atrage fiii cu oferte otrăvitoare, astăzi când trebuie să fiți și soții, și mame, și slujitoare în biserică, și angajate de excepție. Azi vreau să vă spun că Dumnezeu v-a ales pentru vremuri ca astea. Nu sunteți la voia întâmplării. De fiecare dată când vă simțiți fără putere, fără inspirație, să vă spuneți și să vă reamintiți: Dumnezeu m-a ales pentru astfel de vremuri. Nu sunt la voia întâmplării. El v-a ales pentru timpurile acestea. Vedeți, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a ales două femei să facă niște lucruri absolut incredibile în istoria omenirii. Două femei extraordinare, ambele iubite de Dumnezeu, ambele se numeau Maria sau Miriam. Apropo, Miriam, cuvântul acesta, etimologii spun că vine din, din uh, egipteană, pentru că numele leviților, în mare lor majoritate, au sorginte egipteană, au descoperit ei că Miriam vine de la Merit Amun, care înseamnă iubita lui Amun. Miriam, prin urmare, este acel nume evresc atât de popular în primul secol. Prima Maria, prima Marie care a fost alesă, a fost mama Domnului. Maria, mama lui Iisus Hristos. Ea a fost aleasă ca să-L nască pe Isus. Și vreau să te întreb astăzi, cam cât de specială trebuia să fi fost fata asta? Că teologii spun că avea în jur de 14-15 ani. Cât de specială trebuia să fie fata asta? Hmm. Sigur, Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Nu? O mamă când naște un copil, îi se pare că e cel mai frumos. Nu-i așa? Vine și se-l arată și te întreabă, e frumos nu au născut ăsta? El îi urât foame, că toți nu au născut, se nască așa dar tu trebuie să spui că ești creștin, hai ce frumos și el nu? Nu-i deloc adevărat, nu? dar mama îl vede ca cel mai frumos, nu? Ia 10 la sport, copilul ăsta o să fie ceva, clasa 0, vine cu 10 la arte plastice, îl vede și Rembrandt deja, până se lovește de matematică și vine cu 3, s-a spulberat visul Nicușor, s-a terminat cu el numai. Plus că vine cu 10, a venit cu 3 acasă. Dar realitatea este că mama își vede copilul cel mai frumos. Știți foarte bine uh, glumaia cu cioara și cu puiul, nu? Cel mai frumos de pe cracă era puiul ei. Pentru că ea l-a vedea așa. Însă, să știți că Maria a fost selectată din mii și mii de fete de vârsta ei în Iudeea la vremea aceea. Le-ai întrebat vreodată ce fel de fată trebuie să fie Maria, cea care poartă numele în Biserica Catolică de Teotocos, adică purtătoare de Dumnezeu, cea care l-a purtat pe Dumnezeu. Așa de deosebit a fost încât marele arhanghel Gabriel îi spune Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Da? Noi evanghelici trecem repede peste asta dă-mi Dar realitatea este că a fost o fată extraordinară. Mă întreb oare cum ar fi fost majoritatea fetelor de azi dacă ar veni arhanghelul la ele acum? Ah, abia acum? De când te aștept? Nu-i așa? Nu. Am crezut că nu mai vii. Oare cum s-ar comporta fetele dacă ar veni Gabriel să le dea așa o veste? Dar vedeți, Maria a fost o fată smerită și credincioasă. A fost, a fost smerită, credincioasă, dar a fost și realistă. Pentru că îl întreabă cum se poate, face treaba asta că eu nu știu de bărbat. Vedeți, la 15 ani, deja mamelor trebuie să aveți discuția cu fete despre curăție, intimitate, copii. Ea știa lucrurile acestea. Era și credincioasă, dar era și, și realistă. Și spune, facă-mi se după voia ta, Doamne. O, oh, dacă vine astăzi în Gabriel, la o fată în epoca Instagramului, spune, ha, Gabriel, hai să facem un selfie împreună. Să punea și cu piciorul așa, nu știu. Că n-am înțeles ce înseamnă piciorul ăsta la ele, nu știu. Noi putem să stăm așa, ele trebuie să stea așa. Nu, nu înțeleg treaba cu piciorul, poate o să înțeleg odată. dată. Uh, Gabriele, hai să facem un selfie, să-l pun pe Insta, să, pe story. Mă, serios, o vedeți pe Maria făcând, făcând treaba asta? Vedeți, Dumnezeu a ales-o pe Maria din cauza smereniei și a curăției ei. Și astăzi sunt fete credincioase printre noi. Fete credincioase care nu se vând pentru un compliment și un suc la food court. Ceea ce vreau să vă spun din partea lui Dumnezeu, rămâneți în picioare. Rămâneți credincioase. Nu vă pierdeți răbdarea. Dumnezeu are un plan minunat cu voi. Dumnezeu te alege astăzi pe tine ca să facă lucruri extraordinare. Băieții se pocăiesc mai greu, fetele întotdeauna sunt mai credincioase. Ce trebuie să înțelegeți este că Maria fără Dumnezeu rămânea o anonimă o anonimă despre care nu se vorbea niciodată, nicăieri. Dar Maria, credincioasă, răbdătoare în timp ce este și realistă, împreună cu Dumnezeu a ajuns acea femeie importantă printre femei, binecuvântată între femei, femeia prin care s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Tu ai, draga mea, astăzi nevoie în deciziile vieții tale, ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie de Dumnezeu și ai nevoie să rămâi credincioasă până la capăt. Cea mai importantă decizie pe care a luat-o Maria a fost decizia ascultării de Dumnezeu în circunstanțe imposibile. Dați-mi voie să vă spun, mai imposibil decât pentru ea n-a fost pentru niciuna. Never. Okay? Și după ce a terminat după ce a fost binecuvântată cu pruncul în pântece, puțin vorbesc despre ce a însemnat pe vremea aceea să faci un astfel de copil. Puțin vorbesc despre asta. Dar Maria a acceptat toate circunstanțele acestea complicate și grele pentru ca la final să se numească binecuvântata Teotocos, purtătoare de Dumnezeu. Dragi fete, ascultați-mă bine ce vă spun. Voi sunteți chemate să-L aduceți pe Dumnezeu în lume. Voi sunteți chemați să purtați chipul frumos al lui Isus Hristos în lume. Așa că nu vă pierdeți răbdarea, rămâneți credincioase. Pentru vremea aceasta ați fost alese. Pentru vremea aceasta ați fost alese și hăruite. Acum, poate ești aici și zici, da, dar eu, tu nu știi istoria mea. Tu nu știi familia mea, tu nu știi background-ul meu, tu nu știi de unde am venit eu, tu, 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 tu nu înțelegi. Pastore, tu nu știi de unde vin eu și vorbești de Maria aceea care a fost extraordinară. Ma Dumnezeu, în afară de Maria, a mai ales și altă Maria. Maria Magdalena. Haideți să vă citesc din Ioan, capitolul 20, versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au spus ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă vădui ce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, rabunii, adică învățătorule, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Poate spui, așa cum spunea mai devreme, eu, eu n-am nicio șansă să fiu ca Maria. Uh, am trăit în lume, n-am absolut nicio șansă. Hai să-ți povestesc puțin despre femeia pe care a ales-o Dumnezeu să i se arate după înviere. Ce interesant este că Isus, cel înviat, cel atotputernic, arată, alege să se arate după înviere, nu preoților, nu cărturarilor, nu ucenicilor, ci Mariei din Magdala. Știu că Biblia este adevărată, numai dacă ar fi acest amănunt. Pentru că dacă ucenicii ar fi inventat și ar fi scris în niciun caz un bărbat din secolul 1 n-ar fi pus amănuntul acesta foarte rușinos. În secolul 1 în Iudea o femeie nici măcar nu era acceptată ca martor la tribunal. Numai bărbații aveau voie să depună mărturie. O femeie era valorificat așa cam la două vaci, doi boi de arat, cam asta era valoarea ei. Femeia să știa că era pentru naștere de copii. Nu se căsătoreau din dragoste, se căsătoreau pentru că se înțelegeau între ei cu bani, asta era tot. Da? Femeia nu avea valoare pe vremea aceea. Căsătoriile erau stabilite de părinți. Femeia venea cu zestre și făcea copii. Asta este absolut tot. Faptul că Isus a arătat unei femei și cărei dintre femei arată enorm spre inima lui Dumnezeu și spre autenticitatea Scripturii. De fapt, primul care a stabilit egalitatea de gen este Hristos, cel care s-a arătat unei femei mântuite. Cel care s-a arătat Mariei. Dați-mi voi să vă spun că nici măcar ucenicii n-au crezut în ea, pentru că în alte evanghelie spune că s-au dus și ăștia i-au spus, ai avut vise, ai văzut în ceață, n-avem cum să te credem. Prima femeie care i s-a arătat Isus a fost Maria din Magdala sau Maria Magdalena, cea din care Isus costese șapte duhuri. V-ați întrebat oare cum arăta înainte cu cele șapte duhuri? V-ați întrebat cum arată un om cu șapte duhuri? Un demon pune stăpânire pe un om și îl face sclav. Dacă ai demonul beției, ești sclavul alcoolului. Cum arată unul de ăsta? Păi îl vezi în șanțuri, nu? Pe marginea drumului plin de sânge că s-a lovit copiii flământ acasă, este rob cu un singur demon. Un singur demon al Gamblingului îl face pe om să-și vândă casa și să -și joace la pariuri și copiii. Un singur demon al curviei. Un om în toată firea și lasă soția de 30 de ani, copii și nepoți, și pleacă cu una de vârsta fiicei lui, nepăsându-i de durere de rușine, ce lasă în urmă. Un singur demon. Cum arată unul cu șapte? Știm pe cel care era, avea o legiune de demon în el, cel din Gadara. Nici lanțurile nu puteau să-l țină. E bine, Maria avea șapte și Isus a eliberat-o, iar ea a fost prima la mormânt. Cum s-a întâmplat asta? Ea venise la mormânt ca să termine îmbălsămarea. Vă și se aminte, a fost îngropat în grabă în seara de vineri, după răstignire, și ea a considerat, de așa de la distanță când a văzut, că nu l-au îngropat cum trebuie. Da? și s-a grăbit de cu noapte să meargă să facă cele necesare îngropării. Știți foarte bine, în timpul sabatului nu avea voie nimeni să lucreze. Când se crăpa de zi, o puteai să ieși din casă, puteai să mergi. Da? Imediat când s-a cheiat sabatul, duminică dimineață, cu noaptea în cap, Maria s-a prezentat la mormânt ca să facă slujba. Nu venise să-L vadă pe Iisus înviat, nu crede asta. Ci a venit să-și facă treaba, Um, nici măcar nu știa dacă o să o lase să intre mormânt. Ea a venit oricum. Era o situație imposibilă. Piatra așezată, soldații o păzeau, era strict interzis să treci pe acolo, dar ea tot s-a dus în ciuda circumstanțelor imposibile. Astăzi dimineață vreau să vorbesc mamelor singure, cele care trebuie să fie și tata acasă. Viața n-a fost dreaptă cu voi. E aproape imposibil ce faceți voi acum. Însă, Dumnezeu are un cuvânt pentru voi astăzi. Mergeți înainte în ciuda circumstanțelor imposibile. Mergeți înainte și faceți-vă treaba, indiferent de piatra care stă înaintea voastră, de gărzile care sunt înaintea voastră, chiar dacă nu știți cum o să biruiți până la capăt. Mergeți înainte în ciuda circumstanțelor, pentru că Isus te așteaptă dincolo. Poate ți a plecat copilul în lume și strigi dar parcă nu s aude nimic în cer. Mergi înainte în ciuda circumstanțelor. Hristos te așteaptă dincolo. Poate e bezna acum în viața ta. Nu știi să mergi în dreapta, să mergi în stânga. Maria s-a dus cu aromele și cu fâșiile acolo fără să știe dacă o să le poată folosi. Asta e inima de slujitor. Mă prezint, chiar dacă nu știu dacă o să pot să fac ceva, dar mă prezint acolo sunt acolo în credință înaintea lui Dumnezeu, cu noaptea în cap, cu prețul judecării, multor oameni sunt acolo. Mă duc. Ce faci tu, mă, Marie, dacă se întâlnea unul cu ea pe drum? Dar unde te duci? Mă duc la Domnul ca să, se fac cele necesare mormântării. Băi, femeie, tu n-ai minte. Băi, e piatră, e sigiliu, sunt trupe acolo. Ce cauți tu? Pe cum te duci tu? Este imposibil. Eu mă duc acolo. De ce? Pentru că îl iubesc pe Domnul. Pentru că am o inimă de slujitoare. Mă duc acolo, nu contează. Bă, dar e noaptea, te poate ataca cineva. Nu, mă duc, mă duc acolo. Și Dumnezeu, ca să onoreze credincioșia ei, îi se arată prima dată ei. Binecuvântat să fie Domnul. Nu știu dacă înțelegeți însemnătatea acestui eveniment incredibil important. Prima dată. Mântuitorul se arată Mariei din Magdala. Cea care a fost păcătoasă, cea care era arătată cu degetul, cea care în societate nu mai avea nume bun, nu mai avea nimic, dar cea din care Isus scosese șapte demoni. A fost prima, pentru că ce spune Biblia? Cu ei se iartă mult, spuneți voi, iubește mult. Cu ei se iartă mult, iubește mult. Ea l-a văzut prima pe Hristosul înviat. Dragă mamă, ascultă-mă bine ce spun. Dumnezeu răsplătește credincioșia. Nu știu cum trebuie să arate credincioșia ta. Am văzut cum a arătat a Mariei. Nu știu câți ani va trebui să suferi. Nu știu câți ani va trebui să fii și tată. Nu știu câți ani va trebui să, să mergi înainte în circumstanțele grele în care trăiești. Nu știu, dar ceea ce știu este că dacă vei rămâne credincioasă, Iisus Hristos te va răsplăti. Și răsplata ta va fi mare. Pentru că de 2000 de ani se vorbește de două mari. Maria care l-a născut și Maria care l-a văzut viu prima dată. Astăzi ce vreau să vă spun este că sunteți alese de Dumnezeu ca să faceți lucrări minunate împreună cu Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu prețuiește smerenia. Smerenia este lucrul ăla pe care îl faci când nu te vede nimeni. Este lucrul ăla pe care îl faci fără să-ți peste dacă cineva te vede sau nu. E bine, Biblia spune că Dumnezeu este undeva în umbră și se uită la ceea ce faci în ascuns. Se uită, se uită la, la felul cum slujești tu familia, la felul cum slujești tu soțul, la felul cum slujești tu copiii, la felul cum slujești în biserică, se uită la tine, draga mea. Și răsplătește până la urmă și ascultă-mă bine, nu există șef mai bun ca Dumnezeu. Nu există unul care să răsplătească mai bine ca Dumnezeu. Nu există unul în tot universul care să binecuvinteze așa cum binecuvintează Dumnezeu, pentru că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat în veci. Binecuvântările pe care ne pot da oamenii pot să-mi dea și un milion de euro, ăsta să duc la mai devreme sau mai târziu, îți iei avion și s-au dus. Dar binecuvântările care le dă Dumnezeu, alea sunt și rămân veșnici. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă ai căzut și vii din întuneric, dacă ai fost eliberată de patim și de lucruri râte, ascultă-mă bine, Dumnezeu te-a ales pentru vremurile astea. Dumnezeu te-a binecuvântat și vrea să te binecuvinteze. Nu înțelegi încă, nu vezi încă că este întuneric, rămâi credincioasă și mergi înainte. Lumea fără femeie n-ar avea sens. Am căzut toți de acord de asta, nu? Lumea fără femeie n-ar avea sens. Ar fi în vorba lui feciorul meu, boring. Foarte plictisitoare. Cine ne-a spune nouă ce să facem? Slavă Domnului pentru ele! De aia ele aduc culoare și în afară de asta toate vin comisiune. Și astăzi am înțeles că oriunde te afli în acest spectru. Pentru că e interesant că Dumnezeu a luat Două femei din două spectre total diferite, una la Ana și alta la Caiafa, una 14-15 ani, sfântă, pură, mama Domnului, cealaltă cu șapte demoni, salvată de Hristos, dar pentru amândouă a avut o misiune. Astăzi am venit aici să celebrăm creația Domnului, să celebrăm femeia și să vă spunem că sunteți minunate, sunteți speciale, sunteți binecuvântate. Și asta este momentul când înțelegeți că fără Dumnezeu rămâneți toate anonime. Toți rămânem anonimi. Astăzi, dacă ești la început o fată tinerică, rămâi ca Maria, curată, credincioasă, smerită, până să arată Dumnezeu în viața ta. Dacă circumstanțele tale sunt grele, dacă n-ai avut un exemplu corespunzător în familie, dacă cineva cumva odată ți-a stricat copilăria. Tată ce este aici să spună și pe tine te iubesc, și pe tine te scap, și pentru tine a murit. Nu ești rebut de aruncat la gunoiul istoriei, ci ești fica mea prețioasă pe care te iubesc și înaintea căreia mă arăt astăzi. Eu sunt Isus, cel cu pălmile găurite. Am făcut-o pentru tine. Ești valoroasă, ești prețioasă, ești iubită și ești aleasă. Pentru că Dumnezeu vă iubește atât de mult încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Lumea fără femei nu ar avea sens și nici nu ar exista de fapt. Ele sunt slava bărbatului, perfecțiunea creației bărbatului. Și astăzi, înainte de cine, vreau să mă rog pentru voi, dragi femei, fete, în timp ce plecăm capul, Doamne, îți mulțumim pentru mamele noastre, pentru bunicile noastre, pentru soțiile noastre, pentru fiicele noastre, pentru surorile noastre. Îți mulțumim că le-ai făcut așa de speciale. Îți mulțumim, Tată, pentru creativitatea ta. Le-ai adus, sunt așa de frumoase, ne înfrumusețează viața, suntem recunoscători pentru ele. Și, Doamne, din cuvântul Tău am înțeles că Tu binecuvintezi pe toate femeile care se încred în Tine. Aici, în sala aceasta, sunt două feluri de mari. Doamne, Tu vrei să le binecuvintezi pe amândouă. Doamne, astăzi binecuvintează cu decizii noi. Ajută-le să fie teotocus, purtătoare de Dumnezeu. Să se ține curate, Doamne, smerite, credincioase în ciuda tuturor circumstanțelor. Pe cele care sunt aici și simt că nu mai au putere, Doamne, dă-le tu putere. Pe cele care plâng, că n-au un soț cu care se înțeleg, Doamne, binecuvintează-le, cu curaj, cu claritate, cu o inimă de slujire, cu multă răbdare. Ne rugăm pentru fetele care nu sunt căsătorite, Doamne, binecuvintează-le, dă-le răbdare, Doamne, credincioșie ca Marie. Să aștepte în tăcere brațul Domnului, Doamne, binecuvintează-le. Binecuvintează-le pe toate și ajută să fie slujitoare de săvârșite, femei de nădejde în împărăție, cu care să moștenim împreună împărăția acolo cu Tine. Doamne, le așezăm în brațul Tău și îți mulțumim pentru ele, te binecuvântăm și te slăvim. Ne-am rugat Tatăl în numele lui Iisus, prin Duhul Sfânt și toți care cred să spună amin și aleluia, să să fie numele Domnului.